Scena Ateneului Bălănescu a răsunat sâmbătă seara de colindele bizantine interpretate de corul Sfântul Ioan Valahul al seminarului teologic Teoptist Patriarhul. Spectacolul a fost completat de piesa de teatru Să ne amintim că suntem creștini, jucată de trupa Ex Toto Corde a Centrului Cultural Ion Vine. Acest spectacol a fost coordonat de doamna profesoară Ionela Kralevici, profesoară și la Centrul Cultural Ion Vine și la seminarul teologic Teoptist Patriarhul. Cei care au luat parte la acest eveniment au putut asculta o salbă de colinde bizantine interpretate de corul Sfântul Ioan Valahul al seminarului teologic, dirijat de părintele diacon profesor George Sebastian Grigorescu. De asemenea, au urmărit trupa de teatru Ex Toto Corde, care a interpretat piesa Să ne amintim că suntem creștini. Întâlnirea creștină cu marele scriitor Vasile Voiculescu este întâlnirea de fapt cu cina creștină, cu cina care ne învață să fim buni, să fim darnici în astfel de prilejuri care sunt zi de zi. A fi frumos sufletește înseamnă a înțelege divinitatea din noi și a dori celorlalți. Trupa de teatru Ex Toto Corde este alcătuită din foști absolvenți, dar și elevei seminarului teologic, ai altor școli giurgiuvene, dar și din copii ai preoților profesori din cadrul seminarului. Cu toții au marcat cu satisfacție începutul sărbătorilor de iarnă prin intermediul spectacolului. A fost un eveniment foarte important pentru mine și nu numai pentru mine, cred că pentru toți din această sală și nu numai. Tot la Ateneul Bălănescu, dar și la Catedrala Episcopală, Episcopia Giurgiului organizează miercuri și respectiv joi 19 decembrie acțiuni similare cu ocazia apropiatului Crăciun și a sărbătorilor de iarnă.